Sunt acuzații grave la adresa maternității dintr-o Beta Turnu Severin din partea unei tinere familii. Părinții unui bebeluș acuză că fătul lor ar fi fost rănit la naștere. Reprezentanții unității medicale se apără și spun că au respectat toate procedurile în vigoare. Bebelușul a venit pe lume în noaptea de 29 spre 30 ianuarie. Tatăl băiatului spune că bebelușul a fost rănit în timpul nașterii. Prezintă fractură de claviculă și hematom. Părinții spun că cea mai frumoasă zi din viața lor s-a transformat într-un coșmar. Aceștia au alertat autoritățile și spun că vor merge în instanță. Inițial, tânăr ar fi trebuit să nască în Austria, acolo unde cei doi soți lucrează, însă au fost nevoiți să revină în România pentru rezolvarea unei probleme personale. La naștere, fiul meu a suferit o fractură de claviculă. Și a doua zi, de fapt, a doua zi pe data de 31, am aflat că copilul are un hematom de sânge pe partea stângă. S-a mutat din față pe partea stângă în spate și a fost provocat la naștere, că nu au ținut bine de capul copilului și fractura de claviculă tot așa, că nu i-au scos mânuța, că s-a născut copilul cu mânuța stângă sub cap și nu, pur și simplu, nu au știut cum să îl scoată, mai pe scurt spus. Am dat o declarație la poliție, împotriva dânsei s-a întocmit dosar penal și astăzi sau mâine o să se depună la parchet. Ce să vă spun, mai multe amănunte, lăsăm legea să-și facă treaba și mai multe nu am de spus. Cum vedeți dumneavoastră ca părinte această situație? Această situație o văd pur și simplu debarasată de absolut tot. Adică în sensul că nu e deloc ca afară, nu este nici tehnologia necesară și aș da un sfat ca părinte. Să plece cu copiii de aici. Mai bine să nască la Timișoara, Craiova, București, în alte zone. Nu în Severin. Pentru că Severinul ăsta a fost, este și va rămâne un Severin, nu pot să spun cum. Reprezentanții spitalului spun că s-au respectat toate procedurile medicale, iar bebelușul se va reface în câteva săptămâni. Între timp, a fost deschisă o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a petrecut incidentul. În relatările medicilor implicați direct în caz, fractura de claviculă este o complicație care apare la momentul expulsiei. Este o complicație descrisă în toate ghidurile. Aici sunt mai mulți factori, greutatea, poziția copilului, însă fracturile de claviculă nu sunt cu complicații, ele necesită doar 15 zile de imobilizare în vederea recuperării. Chiar medicul de chirurgie infantilă a specificat acest lucru și a consultat copilul fără să fie o altă complicație asociată acestei fracturi. De asemenea, hematomul despre care spune familia și acesta este dat de poziția fătului între oasele bazinului la momentul expulziei. Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un bărbat de 26 de ani din Drobeta Turnu Severin cu privire la faptul că în noaptea de 29 spre 30 ianuarie anul curent, la maternitatea din Drobeta Turnu Severin, soția sa a născut, iar fătul ar fi suferit leziuni la naștere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare a fătului și se continuă cercetările, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare. Bebelușul și mama sa vor rămâne sub supraveghere medicală în următoarele zile.